Bună! Sunt Beatrice Osanu, redactorul șef al platformei Ce se întâmplă, doctore? Și vorbim astăzi despre un subiect absolut fascinant din medicină. Este vorba despre medicina fetală. Vorbim despre morfologia fetală, vorbim despre testele genetice care pot fi făcute în sarcină, vorbim despre importanța monitorizării sarcinii în condițiile în care tot mai multe persoane obțin sarcini foarte greu, infertilitatea este un fenomen în creștere și există multe situații, pornind la moștenirea genetică până la administrarea unor medicamente care pot dăuna fătului. Iar pentru a preveni problemele grave și pentru a depista la timp care sunt malformațiile și bolile care sunt incompatibile cu viața, medicina oferă la ora aceasta ecografii performante, teste pe care le pot face mamele pe parcursul sarcinii pentru a vedea cum evoluează starea bebelușului. Și pentru a le explica pe larg, am venit la doamna doctor Mona Zvâncă, medic primar ginecolog, a cărei specialitate este medicina materno-fetală. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua. Spuneți-ne așa la început, cum este să vezi în fiecare zi bebeluși în dezvoltare și cum evaluați dumneavoastră dezvoltarea tehnologiei care vă permite să faceți acest lucru? Este probabil una dintre cele mai interesante specialități, nu neapărat pentru că o practic eu, dar este foarte frumos să nu ai de-a face cu oameni bolnavi. În cea mai mare parte a cazurilor este o medicină care se adresează unei situații fericite. Cu atât mai rău însă sau se multiplică anxietatea în cazurile și sigur îngrijorările în cazurile în care descoperi cum că ceva ar putea să nu fie în regulă. Tehnologia a evoluat foarte mult. De fapt, medicina fetală, vorbim despre medicină fetală doar pentru că tehnologia a evoluat și vorbim de două lucruri, vorbim de ecografie, de posibilitatea de a vedea din ce în ce mai bine, din ce în ce mai devreme, diverse lucruri care țin de dezvoltarea fătului intrauterin. Vorbim în al doilea rând de posibilitatea de a analiza genetic acest făt, deci de tehnologia genetică, care în ultimii ani a evoluat de o asemenea natură încât poate să permită chiar testări lipsite de risc sau în tot cazul cu riscuri minime în multe astfel de situații. Haideți să luăm pe rând programul de screening și pașii care trebuie urmați de fiecare mămică care vrea să vadă cum este starea bebelușului și care vrea să asigure că va duce până la termenul sarcină sănătoasă. Vorbeați despre infertilitate. Iată, în aceste cazuri, evaluarea problemelor viitorului copil poate să înceapă chiar dinaintea concepției, nu? Printr-o testare a părinților sau în cazul cuplurilor care recurg la tehnici de reproducere asistată mai elaborate, deci fertilizare in vitro, se pot face chiar testări preimplantaționale ale embrionului care va fi, sau mă rog, ale potențialilor embrioni și să se aleagă unul care este corect din punct de vedere genetic. În afara acestor cazuri, care totuși sunt destul de puține, o sarcină, un făt, este evaluat undeva la sfârșitul primului trimestru de dezvoltare, cel puțin în mod formal. Evident că te uiți la el mult mai devreme și poți să-ți dai seama că anumite lucruri evoluează mai bine, dar formal, după cum spuneam, protocolul spune că ne uităm la acest copil între 11 și 14 săptămâni de la ultima menstruație, săptămâni de amenorei. Ne uităm la el, adică ne uităm ecografic. În acest stadiu fătul este dezvoltat din punct de vedere structural, nu complet, dar în tot cazul putem să evaluăm cam toate structurile viitorului om. Este și foarte mic. E da? Foarte mic, cât, da. Cam ce dimensiune are păi în această perioadă? Interval, da, la 11 săptămâni are 45 de mm și la 14, 85 de mm. Deci aproape își dublează totuși lungimea. Este un salt de creștere foarte mare pe care îl va urma de altfel pe tot. Această curbă de creștere va fi urmată pe tot parcursul sarcinii. Și crește repede, crește mult. Dar așa cum spuneam, structural, între 45 și 85 mm de lungime a embrionului, așa numită lungime craniocaudală, putem să distingem mâini, picioare, degete, față, cord, coloană vertebrală, deci mai mult decât schița întregului corp este acolo. Unele organe sunt complet formate, cordul de exemplu,
sau aspectul exterior, și aici avem doar limitări legate de dimensiunile lor reduse. În cazurile în care se evidențiază anumite lucruri anormale, și aici pot să fie malformații structurale grosiere, nu știu, o lipsă de mână, cap, picior, ceva în genul acesta, sau unele mai subtile, așa numiți markeri, deci elemente care sugerează doar cum că știți s-ar putea să fie o problemă, atunci se fac teste suplimentare. Testele suplimentare sunt testele genetice, de fapt, pentru că deci primul... Deci asta întâi o ecografie, da, de screening și apoi testele genetice pentru a afla, da, ce e în neregulă. Mai există și niște teste de sânge, nu genetice propriu-zise, deci nu analizează ceva genetic, ci analizează anumiți hormoni care țin de sarcină. Nivelul anumitor hormoni în organismul matern este așa numitul B-test sau W-test, care se face în același interval de timp. Valorile acestor hormoni sunt corelate cu ajutorul unui program statistic, cu vârsta maternă, cu măsurătorile de la ecografie și se generează o cifră, un risc. Riscul privește însă cele mai frecvente patologii genetice, sindromul Down, trisomie 21, sindromul Edwards și sindromul Patau. Atât, acestea sunt considerate ca fiind cele mai frecvente și oareșcum predictibile patologii. Evident că boli sunt multe, sunt sute și exact din această mii chiar poate și exact din acest motiv, cum spuneam, genetica caută în momentul de față să-și extindă testarea chiar așa la nivelul acesta neinvaziv pentru cât mai multe alte patologii. Mai mult sau mai puțin genetici, incluzând aici și boli metabolice, adică fibroza chistică, sindrom Smith-Lemli-Opitz, care sunt foarte frecvente și pentru care nu avem în momentul acesta testare formală prenatală, ci doar screening postnatal. Aceste teste prenatale, care ar putea indica o astfel de problemă, ar putea orienta la naștere medicii și părinții în a monitoriza copilul și în a lua cele mai bune decizii, pentru că ele nu sunt incompatibile cu viața. Mă refer la fibroza chistică și la restul patologiilor. Care ar fi utilitatea depistării intrauterine a acestor afecțiuni? Fibroza chistică nu este incompatibilă cu viața. Este foarte frecvent în populația albă, foarte ratată ca diagnostic antenatal, chiar și postnatal nu este întotdeauna cel mai simplu să o depistăm. Gândiți-vă numai că 1 din 50, 1 din 60 de persoane sunt purtători de aceste mutații și nu știu, cea mai mare parte habar, nu avem despre acest lucru și afli acest lucru abia când ai un copil afectat. Nu incompatibilă cu viața, dar speranța de viață în momentul de față în România, nu aș vrea să greșesc, dar este de ordinul a niște ani, câțiva ani. Pentru că boala vine cu niște probleme de respirație, infecții pulmonare foarte frecvente, probleme de digestie, deci este o viață dificilă, marcată de spitalizări prelungite și în final decesul prin infecții, în cea mai mare parte a cazurilor, obstrucții intestinale și așa mai departe. În alte țări însă, și poate și în viitor cu atât mai mult și la ei, la alții și la noi, speranța de viață ajunge să fie către 40 de ani, 50 de ani chiar. Deci și comparabilă cu sindromul Down. Exact. Și calitatea acestei vieți este mult mai bună, pentru simplu motiv că, la fel ca în toate, știința evoluează și există medicamente care pot să, dacă nu să vindece, măcar să amelioreze simptomele acestor oameni. Pe de cealaltă parte, sindromul Smith-Lemli-Opitz, de care spuneam, care este o condiție ce afectează metabolismul colesterolului, este o boală mult mai gravă, deci cu afectare neurologică gravă. Dar la fel, sunt speranțe că se va găsi o formă de a îmbunătăți evoluția acestor și viața acestor copii și a le prelungi viața și ai face să fie, mă rog, mai ușor de integrat măcar sau mai ușor de îngrijit. Deci, ceea ce vorbim astăzi despre boli și speranță de viață și calitatea vieții poate să nu mai fie valabil peste câțiva ani, mai ales în aceste boli metabolice. Să trecem la următoarea vizită la medic. Am depășit perioada 11-14 săptămâni. Care este următorul pas important în monitorizarea sarcinii? Este undeva în luna 5, să zicem 20-22 de săptămâni, cu extensie până în 24. Se referă de data asta nu la evaluare genetică, asta este secundară, se presupune că dacă am avut niște suspiciuni, le-am lămurit prin testele de la sfârșitul primului trimestru. Este în primul rând o evaluare ecografică foarte detaliată.
deja vorbim despre un făt care are undeva între 300 și 500 de grame. Suficient de mare, deși poate nu sună, dar este suficient de mare. Nu mai are 85 mm. Exact, da, totuși e un salt. Așa, este suficient de mare încât să poată să fie evaluat mult mai ușor, mult mai în detaliu. Și avem organe care, dacă nu și-au încheiat, în tot cazul sunt mult mai avansate în dezvoltarea lor. Creier, nu știu, viscere, rinichi, intestine și așa mai departe. Deci mai ușor de văzut și mai departe în dezvoltarea acestor organe. Și aici putem avea, depista unele patologii cardiace, de exemplu. Unele dintre ele sunt foarte grave și știm bine că nu neapărat că sunt compatibile cu viața, dar... Trebuie intervenit rapid după naștere pentru a... Da, sau chiar și așa, adică soluția rămâne pentru o serie de patologii, transplantul cardiac. Deci o intervenție extremă și nu ai să mari așteptări. Pe când altele știm bine că se rezolvă sau, mă rog, pot să fie operate ușor. Chiar și intrauterin unele. Chiar și intrauterin, deși indicațiile tind, în mod paradoxal, să se restrângă în ultima vreme. Că uneori dorința de a face prea mult s-a dovedit a face, că a dus la a face mai rău. Se adună experiența, nu? În final este vorba totuși de câțiva ani, nu chiar câțiva, dar sunt 10-15 ani, nu mult mai mulți, de când se văd aceste boli, se diagnostichează și s-au încercat terapii și s-a văzut dacă care funcționează și în ce fel. Da, malformațiile cardiace, că tot vorbim despre ele, este important odată să știi care pot să fie operate și care indică urgență. Adică nu trebuie să nască într-o maternitate de nivel 1, 2, nu știu, undeva în provincie, că acolo nu ar avea mai șanse. Acelea trebuie să nască undeva în un centru de chirurgie cardiovasculară pediatrică și asta este șansa lor. Deci poți să ghidezi nașterea, nu neapărat cursul sarcinii, dar nașterea și intervenția imediat postnatală. Spina bifida se vede tot în această perioadă sau mult mai devreme? Dacă... Se vede, în această perioadă ar trebui musai să fie văzută. Sunt foarte multe tentative și încercări și multă străduință în a o vedea mai devreme. Pentru că este o boală, este o afecțiune care poate să fie foarte gravă, în fine, cu un retard sau cu afectare, cu deficit neurologic și motor major al individului, al copilului respectiv și ar putea să fie luată în discuție de foarte multe persoane ca o posibilă indicație de întrerupere a sarcinii și este evident mult mai bine să știi mai devreme pentru aceste cazuri. Din păcate, mai devreme, în mod realist, înseamnă totuși, după 16 săptămâni, rămân o minoritate de cazuri depistate la 11-14 săptămâni. Dar asta dorim, 11-14 săptămâni. Pe lângă malformațiile, potențiale malformații cardiace, urmăriți și alte tipuri de patologii în această evaluare de luna a 5-a? Sistemul nervos central începe să fie, deci creierul începe să fie într-un stadiu de dezvoltare care să-ți permită să vezi că dacă s-a dezvoltat bine sau nu, deși mai are încă destul de mult. Malformații, să zicem, nu neapărat cu nuanță estetică, dar cele ale feței, cheilopalatoschizisul, deci anomalia ale feței, anomalia ale mâinilor, poziționale, degete în plus, în minus, nu neapărat nu sunt o problemă majoră, dar pot să fie anomalia ale membrelor care să pună probleme de funcție majoră ale membrului respectiv și am observat că părinții sunt foarte sensibili la aceste lucruri, față și mâini. Dar pentru totdeauna întreabă mai la față, mai treabă, mai puțin vor să vadă fața, dar mâinile, are toate degetele, e un punct sensibil. Este de altfel, da, să numărăm degetele este un, da. Un gest pe care îl fac mulți părinți, deși problemele reale sunt altele, da, exact, și mult mai grave, da, pe care le-ați... Mai mult emoțional, deși într-adevăr pot să existe și aici probleme grave. Formă și funcția mâinii. Apropo de vârstă înaintată și de sarcini cu probleme, când recomandați amniocenteza? Rămâne un test încă de referință pentru anumite cazuri, mai ales la mamele 35+, care au un scor nu foarte bun la dublu și bitest?
care mai abordare acum? Ține de vârstă, nu. Sigur, vârsta este un punct de pornire în evaluarea riscului, pentru că pe măsură ce o femeie înaintează în vârstă, are un risc din ce în ce mai mare de a avea sarcini cu anumite patologii genetice, sindromul Down, cele pe care le-am enumerat de altfel. Multe alte boli nu au legătură cu vârsta maternă, sau, mă rog, nu s-a dovedit o corelație cu vârsta maternă în tot cazul. Nu pornim în a vorbi despre amniocenteză strict legat de vârsta maternă. Am văzut și știm cu toții, sunt femei foarte tinere care au nevoie de amniocenteză, mă rog, par avea, și femei, văd din ce în ce mai multe femei de peste 40 de ani care au copii perfect sănătoși. Deci vârsta este un punct de pornire, nu este esențial. Vorbim despre amniocenteză, de fapt, în cazurile în care există riscul ca fătul să aibă sau pare a avea o boală genetică, de obicei alta decât sindromul Down. De ce? Pentru că pentru sindromul Down și încă vreo câteva boli, în momentul de față există teste neinvazive, testele de ADN fetal, ADN, fragmente de ADN fetal circulă în sângele matern, pot fi analizate printr-o simplă priză de sânge matern. Sunt deja foarte larg disponibile testele acestea și prețurile sunt din ce în ce mai accesibile. Și aici sensibilitatea depistării sindromului Down este aproape la fel de bună ca prin amniocenteză. Deci nu are rost să faci amniocenteză. Dacă testul de sânge îți oferă aceleași informații. Exact. 100% dacă... sigure nu sunt niciuna, nici alta. Adică nu au acuratețe de 100%? 99,9%. Okay. Da. Sunt detalii tehnice și, mă rog, care fac ca testul să nu fie 100%, dar iapă, în tot caz. Pentru alte situații, adică că fătul are un fenotip, are un aspect care sugerează o posibilă boală genetică sau, pur și simplu, cum spuneam despre o malformație de inimă, vrei să știi, e izolată sau e în contextul unei boli genetice, dar nu Down, atunci se face un test așa numit invaziv. Amniocenteza presupune recoltare de lichid amniotic după 16 săptămâni. Înainte de 16 săptămâni se face o biopsie de placentă, vilozități coriale se cheamă, după 11 săptămâni. Deci este oareși cum aceeași variantă, același lucru, dar tehnic un picuț diferit. Indicațiile, cu alte cuvinte, țin de aspectul fătului. Sau eventual știu eu de o căutare a unei boli specifice. Nu știu, am mai avut un făt cu un copil cu o anumită patologie sau se știu purtătorii anumite boli și trebuie să verifici dacă... Deci nu vârstă. Mă, întâi ne uităm la copil și după aceea vorbim dacă este cazul de fie de teste de ADN fetal, fie de alte teste. Apropo de aspect și de cum arată sarcina la ecografie, știm cu toții că aparatele au evoluat și la un moment dat era la mare modă ecografia 4D și multe, cumva, mamele erau atrase de tot ce înseamnă noutate. Care este utilitatea acestor teste, să spunem, super avansate și cum vă permit acum aparatele față de acum 10 ani, să spunem, să vizualizați fătul? Ecografia 4D a evoluat, cum să vă zic eu, imaginea, pot să zici că este, în primul rând, sunt mai multe forme de 4D. Ce înseamnă de fapt 4D? 4D este o denumire așa oareșcum comercială, să spunem, pentru a descrie o achiziție de volum. În mod normal, ecografia sau ultrasunetul îți oferă secțiuni, deci ca și când ai face o tăietură prin fătul respectiv și te-ai uita ce ai pe secțiune. 4D de fapt îți dă un bloc, deci îți dă mai mult pe care îl poți analiza în diverse planuri și poți să-l mai feliezi, să-l refeliezi și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, această tehnologie a permis o mai bună evaluare a unor structuri care anterior erau foarte greu de analizat. Și iată, dacă în primul trimestru vorbim, și chiar și mai târziu, vorbim despre creier fetal și putem să vedem niște structuri, asta s-a datorat faptului că niște oameni au tot luat volume ale capului și au stat uitându-se prin ele și corelând acele secțiuni cu planșe de embriologie și de dezvoltarea ce se uitau sistemului nervos central. Și și-au dat seama că, uite, ăsta e cerebelul, ăsta e așa, așa arată în trimestrul 1. Deci așa s-a produs învățarea și ecografia volumetrică a fost foarte folositoare în acest punct. Dar asta nu se vede. Asta nu o văd pacienții gravidele. Beneficiază de ea, dar nu o văd. Ceea ce ele recunosc ca 4D este suprafața, imaginea de suprafață, da? Deci nu secțiunea profilului, ci imaginea din față.
a copilului. Ideea e că poți să vezi ca o hologramă, să spunem așa, proiecția, da, fătul, da, și poți să vezi fața, exact. Sunt imagini foarte drăguțe. Tot felul, da, exact, tot felul de modificări mai degrabă estetice, cosmetice, să le spunem. La început povoza era, să-mi imagine, era portocalie, acum poi a fost un portocaliu mai frumos, acum e mai rozalie, poți să-i modifici lumina mai din dreapta, mai din stânga și obții imagini frumoase. A, există chiar și imprimante 3D, adică pe o, după o astfel de imagine se poate genera o, un fel de statuită, să zic, am așa, un mulaș, cum ar veni, al fătului. Dar din punct de vedere medical și-a dovedit utilitatea și în aceste sindrome și boli grave pe care le-ați menționat, da, mai devreme, sau ecografele mai vechi, să spunem, care nu au această funcție, pot să aducă aceeași informație? Nu, nu. În general, un ecograf care nu are astfel de facilități, chiar un ecograf foarte vechi și nu prea folosește, ar fi nedrept să zic că nu folosește și pentru noi, pentru că îți dă o imagine de ansamblu, că îi face o poză pentru părinți, dar în același timp este o formă pentru tine de a vedea un, știu, un profil, normalitatea unui profil, de a analiza un defect de buză sau poziția, forma normală a unei urechi sau, da, îți dă niște informații, poate nu 100%, dar orientează destul de bine că mai ceva e în regulă totuși cu fața sau cu mâna asta sau cu piciorul ăsta sau ce, e mai ușor uneori să urmărești. O altă întrebare e legată de cauzele malformațiilor. Ați menționat genetica, dar există și anumite gesturi pe care le pot face mamele în primele săptămâni de sarcină care pot genera risc crescut de malformație? Care ar fi acestea? Da, malformațiile structurale pot să apară și ca urmare a acțiunii, fie a unor factori infecțioși, și aici sunt o varietate și nu numai în prima parte a sarcinii, chiar și mai târziu. Sunt infecții cu anumite virusuri, cum este citomegalovirusul, de exemplu, sau virusul rubeolic, brujolic, varicela, alți microbi, toxoplasma, listeria. Bine, unele acționează într-atât de grav încât duc la avort sau, mă rog, moarte fetală mai târziu. Altele acționează mai subtil și de multe ori nu poți să spui exact ce s-a întâmplat, poate să fie o cauză infecțioasă suspectată și atât. Alte, afară de agenții infecțioși, mai sunt diferite substanțe, radiații, medicamente. Nu e, gama poate să fie teoretic infinită de lucruri pe care le putem discuta, lua în calcul. Din acest motiv este bine, și le spunem totdeauna mamelor, ca sarcinile să fie cât de cât planificate. Un alt lucru, iată că vorbeam despre spina bifida. Spina bifida este legată de un deficit de acid folic. Și din acest motiv nu e vorba că faci ceva ca să apară spina bifida, ci faci ceva ca să nu apară spina bifida, și anume suplimentarea dietei cu acid folic. Prenatal, 3 luni este recomandarea. Deci majoritatea femeilor, din păcate, își suplimentează dieta din momentul în care află că sunt însărcinate, ceea ce înseamnă de obicei deja 2 luni, când e oricum prea târziu, deci 2 luni postconcepțional, deci deja de viața embrionului. Revenind, spuneam că sarcinile ar trebui să fie programate, să înceapă să ia acid folic 2-3 luni preconcepțional și în perioada respectivă să evite, cum spuneam, radiografii, medicamente, antibiotice potențial. Da, bine, na, un paracetamol nu neapărat este o problemă, dar sunt medicamente, mai ales dacă e un tratament de durată mai lungă, care poate să aibă impact asupra dezvoltării. Multe efecte teratogene sunt trecute și în prospect, adică potențiale efecte. Da, cumva, exact, e ușor, citești prospectul și îți dai seama dacă e o problemă sau nu. Și acum, la final, aș vrea să ne spuneți dacă mai târziu în sarcină se pot adăuga teste suplimentare celor menționate sau deja e prea târziu, dacă până în luna 5-a nu s-au depistat. Se mai pot adăuga. Este intervenția unei alte metode imagistice, care este rezonanța magnetică nucleară. Se poate face și de prin luna 5-a și chiar și un pic mai devreme. În general se folosesc intensități mai reduse. Nu s-a dovedit cum că ar fi vreo problemă pentru dezvoltarea fetală, dar de obicei după trimestrul al doilea, deci după luna 5-a, și este utilă mai ales pentru explorarea creierului fetal. Așa cum pomenisem mai înainte, creierul fetal începe să fie văzut
prin trimestrul al doilea, 20 de săptămâni, este mult mai bine dezvoltat la 30 și ceva de săptămâni. Din păcate, așa cum este și la noi, ultrasunetul nu poate să vadă prin calota osoasă foarte bine, nu poate să ofere imagine bună și de asta e nevoie de remene. Deci dacă există suspiciuni de anomalii cerebrale, testul de elecție este remeneul cerebral fetal. Alături de acestea ar mai fi lucruri specifice, tot ca teste de sânge în cazul în care există suspiciuni de infecții, se pot căuta anticorpi pentru anumite infecții sau pentru hemoragiile cerebrale la fel se fac anumite teste. Dar deja ai o leziune și încerci să-ți dai seama de ce cauză. Patologie. Da, da. Aceste investigații cu rezonanță magnetică totuși nu sunt foarte frecvente, adică nu încep sunt să fie. Da? RMN-ul, la fel ca și ecografia, RMN-ul începe să fie din ce în ce mai util. Acum câțiva ani vorbeam deloc de RMN fetal, în final sunt foarte puțini specialiști în RMN fetal. Este mai complicat pentru că ai un pacient ceva mai puțin cooperant, nu? E greu ai să spui. Ai doi pacienți. Da, hai să zic că mama ascultă, stă liniștită, dar copilul, din cauza asta e un test de durată destul de mare, unor câte o oră și jumătate, dacă nu și mai mult. Trebuie un aparat bun și trebuie cineva care să știe să interpreteze să știe normalitatea creierului sau a organului respectiv la vârsta de gestație respectivă, adică nu e un copil de un an, 2, 3, 5 ani sau un adult, ci este un organism mult mai precoce în dezvoltare și arată altfel, lucrurile arată altfel. Chiar este o mare problemă aceasta, dar se folosesc din ce în ce mai multe tehnici și RMN-ul mai încearcă ceva care iarăși e de mare viitor, să dea și o informație funcțională, deci nu numai structura. Ei pot să vizualizeze și tracturi nervoase, să spună dacă sunt conexiuni bine făcute. Deci, iarăși este o metodă imagistică cu mare potențial. Deci, un domeniu fascinant, în continuă dezvoltare, în condițiile în care sarcinile sunt tot mai prețioase, amânarea maternității duce la riscuri crescute pentru anumite patologii, dar în același timp medicina compensează atât prin metode, dar și prin experiența medicilor, care devine și ea din ce în ce mai bogată, având în vedere, din păcate, patologiile existente. Adevărat. Învățăm. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu.